Societatea Comercială Vital SA a anunțat că în urma avariei produse la magistrala de transport DN800 Maramureș din data de 25 noiembrie în jurul orei 22, utilizatorii din mai multe zone au fost afectați de presiune scăzută la apă. Societatea a anunțat astăzi că lucrările de remediere sunt în desfășurare, în pofida faptului că amploarea avariei este mult mai mare decât se estimase inițial. În aceste imagini puteți vedea etapele de lucru ale echipelor de intervenție de la Vital. În continuare, puteți cere informații suplimentare sau puteți face sesizări la dispeceratul SC Vital SA. Pentru că lucrările durează mai mult și sunt extrem de complexe, din cauza lipsei apei au de suferit blocurile turn, etajele superioare, imobilele de pe Bulevardul Regele Mihai, numărul 11, 18, 15, 17, 19 și 21, cele de pe strada Cloșca, strada Piața Izvoare, strada Simion Bărnuțiu, între strada Horea și strada Olarilor.